Anca Ghina, expert în creativitate, vine în ajutorul vostru cu 5 activități interesante. Bine ai venit, Anca! Bine v-am găsit, e un mediu foarte creativ aici la voi, așa că eu cred că aceste activități vă vor plăcea maxim. Înainte de a ne arăta și câteva exemple, aș vrea să ne vorbești puțin despre aceste activități antiplictiseală. Sunt activități mai mult decât antiplictiseală, sunt și pentru a stimula imaginația, pentru a accesa creativitatea, pentru că oricum creativi sunt copiii din ziua de astăzi, foarte creativi, mai ales până la 7 ani, e o energie fantastică. Sunt activități ușor de realizat, pentru că e important și acest lucru, cu obiecte la îndemână, activități pe care le realizăm în mașină, de exemplu, când avem un drum lung, e minunat să nu mai auzim acea întrebare, am ajuns. Sau când ajungem, și eu le puneam foarte des părinților mei această întrebare când eram mică și plecam în vacanță și bineînțeles că era o întrebare deranjantă, dar iată că în zilele noastre există soluții pentru astfel de momente. Există soluții și chiar soluții la îndemână, ușor de accesat, chiar și drum spre aeroport sau chiar în aeroport, pentru că se mai întâmplă să mai așteptăm, nu? Cu obiecte de la îndemână, din geantă sau poate pregătite de acasă. Aș vrea să intru chiar în prima activitate. Putem să începem cu primul exercițiu. Am aici un pliculeț din Grecia, dar sunt convinsă că fiecare mamă are acasă câte un pliculeț de genul ăsta. Mama face, sau tatăl, de ce nu, câteva bilețele. Uite, eu am pus o întrebare, ce-ai face dacă ai fi un nor? Da? Deci cu exemple concrete de întrebări haioase. Mai am aici câteva exemple. Am luat hârtia colorată a geminilor mei. Geminii mei au aproape 6 ani și m-au ajutat să fac asemenea activități. Chiar fetița mea a desenat această piatră. Ajungem și la piatră. Cum e jobul unui unicorn sau unei zâne? Și sunt activități de acestea interesante, întrebări pe care adultul le adresează, bineînțeles extrăgând din pliculețul magic sau din geanta magică și câteva minute de răspuns. Pliculeț colorat. Ca să fie așa o atmosferă interesantă, pentru că vrem să fie vacanță frumoasă. Vrem să facem din acest august, cât a mai rămas, ceva fantastic pentru copii. Ai spus un lucru foarte interesant cu câteva clipe în urmă. Spuneai mama sau tata. Înțeleg de aici că în aceste activități este bine să fie implicați ambii părinți, nu? Sigur, sigur. Adică nu doar mama. Nu-i scutim, nu-i scutim. Chiar am vrut să fiu foarte corectă din acest punct de vedere. Dar până la urmă poate fi și între copii. Copii mai mari, un frate mai mare poate să organizeze asemenea activități. Am spus pietricele colorate. Trecem așadar la cel de-al doilea exercițiu, da? Da, trecem la cel de-al doilea exercițiu și acesta este foarte ușor de făcut. Avem câteva culori, o pensulă și pietricele din grădină sau adunate de pe un drum. Da, avem și pune pe cei mici să picteze, nu? Da, punem să picteze. Culori cât mai variate. Da. Și știi ce mult îmi place? Că le punem apoi pe un pervaz la soare și se văd foarte frumos. Chiar copiii mici spun, uite, acolo e casa mea. E foarte interesant că e un punct de reper. Este foarte frumos să pictată această pietricică, însă cred că această activitate este bine să se desfășoare acasă, nu? Acasă sau la un hotel, dacă ați venit bine echipați. Doar să nu picteze pereții. Pereții nu, pentru că nu vrem să lăsăm urmele creativității chiar acolo. Bun, da? Bun, mașinuțe. A treia activitate. Să știi că am observat eu că băieții, când aud de pictat, mai ezită. Așa face și băiețelul meu. Însă, dacă suntem puțin inventivi atunci când explicăm această activitate și integrăm și o mașinuță sau un camion, sau vedem. Și de ce nu cred că pot fi lăsați să și picteze mașinuța, nu? Da, sigur, că se șterge foarte ușor. Cu un șervețel este absolut rapid. Și ce se întâmplă pe o foaie? Cu aceste culori pe care le avem la dispoziție, este o foaie simplă, se trece, se pune așa, cu multă culoare, din loc în loc și apoi cu mașina. Deci nu mai pictăm cu pensula, pictăm cu roțile de la mașină. Și uite că și băiețelul este introdus în activitate. Dar cât stau copiii concentrați la o astfel de activitate? Depinde. Depinde de copil, depinde cum îi explici povestea, că și aici e un pic de... E un truc și acolo. E un truc, da, un truc așa permis între noi părinții. De ce? Pentru că este foarte atractiv. Devine atractivă activitatea, nu mai devine trebuie să facem asta, trebuie să fim creativi, trebuie să facem nu știu ce activitate de vacanță. Nu. Devine interesant, devine captivant. Cu roțile acestea minunate desenăm fără pensulă, fără nimic. Apoi, sigur, și câteva minute cu mânuțele, pentru că întotdeauna se întâmplă. Cam cât stau? Maxim jumătate de oră. Tot e bine. Este bine pentru că și apoi, bineînțeles, dacă suntem acasă, putem și a ieșit o operă interesantă de artă, bineînțeles, în ghilimele, putem pune și opera într-o ramă frumos, decora un colț din casă. Înțeleg că ai încercat toate aceste activități și cu gemenii tăi. Le-am încercat și chiar aseară, o parte am făcut-o. Exact, le-am repetat pentru că am vrut să văd un lucru. Unu, cât de interesante sunt, pentru că cei mici nu mint. Nu mint deloc. Și chiar mi-au spus, mai aveam o activitate și mi-au spus, asta, mami, parcă nu-i chiar așa. Parcă nu-i chiar așa. Și eu i-am ascultat, să știi. Ce mai este interesant la copii în dialogul acesta creativ e că ei repetă un vocabular specific și îți dai seama că există o abilitate acolo. De exemplu, dacă tot timpul vor să deseneze, dacă tot timpul vor să construiască, acolo îți dai seama că e un talent ascuns sau un pui de talent. Poate mulți pus talent la până în 6 ani sau până în 7 ani, dar vezi o înclinație. Iată că e o strategie foarte interesantă și ne spuneai cu puțin timp în urmă că gemenii tăi au 6 ani și ori, aproape, nu? 6 ani, da. Și aș vrea să le spui și telespectatorilor până la ce vârstă se joacă copiii și se implică în astfel de activități. Copiii până în 7 ani, 8? 7 ani, maxim de atenție până în 8 ani, apoi adaugi elemente de dificultate. Și uite, un exercițiu interesant este acesta, un microfon. Să ai în casă un microfon de la fetițe, mai ales că ele iubesc să cânte, dar nu numai. Sau, dacă ești în mașină cu familia, ce faci? O cariocă pe post de microfon sau pur și simplu un băț, ceva ce ai găsit pe drum sau pur și simplu îți imaginezi. Activitatea numărul 4, cred că suntem la ea. Îi pregătim pentru o activitate de mai târziu de prezentator, de ghid turistic, deci iată și un rol mai interesant al activității. Ce face copilul atunci când se intră într-o nouă localitate? Își imaginează sau povestește ceea ce vede. Dar suntem atenți la fluență, la vocabular, la lucrurile pe care le vede și îi mai sugerăm chiar de pe margine. Ce observă și se realizează un dialog extrem de interesant. Când intrăm într-o nouă localitate, pasăm microfonul. Bineînțeles, șoferul nu intră în acest... conducătorul auto nu intră în acest joc, pentru că vrem să fie atent. Foarte, foarte repede, a 5-a activitate. A 5-a activitate, nu mai avem timp absolut deloc. Este foarte simplă. Creează obiecte, cu obiectele acestea o poveste. Ai obiecte în jur. Avem aici o păpușică, un dinozaur, o mașinuță. Exact, creează o poveste cu acestea. Foarte simplu și e foarte interesant pentru ei.